Sam Smith a vorbit despre egalitatea genurilor într-un interviu recent. Cântărețul va lansa cel de-al doilea său album, The Thrill of It All, pe 3 noiembrie. Și ca să promoveze noul său album, Smith a vorbit cu The Sunday Times. Când a fost întrebat dacă se simte mai mult bărbat sau mai mult femeie, Smith a spus că nu vede nicio diferență. Mă simt la fel de mult femeie precum mă simt bărbat, a spus artistul. Apoi Smith și-a arătat tatuajul care constă în două simboluri Venus făcute pe degete. Britanicul a vorbit apoi despre cât de mult îi place îmbrăcămintea feminină. Iubesc tocurile. Am o grămadă de pantofi cu toc acasă. A existat un moment în viața mea în care nu am avut niciun obiect de îmbrăcăminte bărbătesc. Purtam machiaj la școală, gene false, colanți și haine de blană. Asta timp de vreo 2 ani și jumătate. Sam Smith a spus că melodiile sale povestesc mai mult despre evoluția sa, încrederea în el. Dacă mă uit înapoi, era frica de a spune un lucru greșit și de a jigni pe cineva. Aveam 19 ani când am început să compun primul meu album. M-am mutat la Londra de la sat, eram practic singurul tip din sat cu o orientare sexuală diferită. Nici măcar nu știam ce voiam să spun, a completat Smith.